Peste 60.000 de elevi din județul Sibiu au pășit luni din nou pe porțile școlilor. Noul an școlar a debutat la fel ca cel de anul trecut, în context pandemic, iar incertitudinea a adus în privirile copiilor, dar și ale părinților, o ușoară senzație de teamă. Chiar și așa, emoțiile unui nou început se simt în curțile unităților de învățământ și în sălile de clasă. Acolo au loc ceremoniile de deschidere a anului școlar. Preșcolarii și școlarii au intrat din nou în colectivitate, s-au îmbrățișat, au purtat în brațe flori pentru diriginți, au râs, s-au fotografiat și au sperat că anul ce vine va fi unul roditor. Masca a fost nelipsită în prima zi de școală, însă distanțarea a fost mai greu de respectat. La propunerea polițiștilor de la rutieră din Sibiu, primăria a înființat culoare speciale pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor în zona a 3 școli din municipiu. Marcate cu vopsea roșie, acestea ar trebui să le atragă atenția șoferilor și să-i facă să înțeleagă care este scopul pentru care au fost concepute. Șoferii sibieni care și-au adus copiii în prima zi de școală n-au înțeles însă cum să le folosească. Mulți au fost cei care au creat haos în trafic fiindcă au parcat cu nonșalanță pe ele. A fost nevoie de echipaje ale poliției care să păzească benzile speciale pentru a evita opririle neregulamentare. De la debutul semestrului întâi al anului școlar 2021-2022, un număr de 7 cadre didactice și 5 elevi au fost depistați pozitiv la virusul SARS-CoV-2. În județul Sibiu, un număr de 160 de preșcolari și elevi, 0,24% din cei existenți în unitățile de învățământ, vor desfășura orele în sistem online. Aproape 5.000 de copii și adolescenți din județul Sibiu s-au vaccinat cu cel puțin o doză împotriva COVID-19. Județele fruntașe sunt Cluj, Iași, Constanța, Timiș și capitala București. Sibiul nu se află în topul județelor cu cei mai mulți tineri vaccinați. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.